Unde mergem în vacanță anul acesta? Este întrebarea pe care și-o pun tot mai mulți români. Știm clar că nu avem voie să ne cazăm la hoteluri, așa că în aceste condiții soluția ar putea fi rulotele. Am reușit astfel să păstrăm distanțarea socială și în plus nu am depinde de restaurante pentru că am avea propria bucătărie pe roți. Administratorii locurilor de campare au început deja pregătirile, iar turiștii rezervările. Sistemul de acces este printr-o ușă izolată termic foarte bine. În interior, după cum puteți vedea, este un pad de dimensiuni destul de generoase. Mica rulotă este noul concept de călătorie adus în România tocmai din Islanda. Oferă confort, apropiere de natură și distanțare socială. E soluția perfectă pentru cei care visează la vacanță în plină pandemie, mai ales că are doar 500 de kilograme și poate fi trasă de mașinile mici. Costă 70 de euro să închiriezi pentru două zile o astfel de rulotă, dar subiectiv vorbind vă pot spune că merită toți banii doar să poți înnopta în mijlocul naturii și să privești cerul. Avantajul mare al ei este faptul că este independentă energetic, în sensul că deține și un panou solar și are cam tot ce-i trebuie unui om când pleacă într-o drumeție sau într-o vacanță. În această rulotă încap chiar trei persoane, zic așa, o familie de doi adulți și un copil până în 7 ani. Patul are o lungime de 1,40 m pe 2 m adâncime, iar un copil poate dormi pe un pat suplimentar. În bucătărie avem un sistem, un kit de curățare în momentul în care se gătește ceva. Avem farfurii, avem căni. Pentru astfel de rulote, cererea e tot mai mare, mai ales după anunțul că hotelurile nu vor putea caza turiști nici după 15 mai. Gabriela și-a petrecut deja câteva astfel de vacanțe cu familia. În România am fost la mare, mai exact pe plaja Corbu. Am fost și cu fetița, am avut o experiență foarte frumoasă, atât de frumoasă încât ulterior am plecat și la munte. Am zis anul ăsta, vreau să merg și cu fetița și separat doar cu soțul. Și Cătălin și-a făcut deja planuri pentru o escapadă în natură. Care e prima destinație? Valea Doftanei. Să sperăm că ne dă voie. Izolarea este grea și pentru soții Cezara și Bogdan. Înaintea pandemiei, tinerii obișnuiau să călătorească prin întreaga lume cu autorulota. Ridicarea stării de urgență le dă acum speranțe. Pentru noi este o veste bună, deși avem unele rețineri. Dar o să vedem cum putem face exact. Eu una personal consider că e cea mai sigură formă de turism pe care o putem face cel puțin pentru o vreme. În campinguri oamenii au început deja să-și facă rezervări. Lumea sună în continuu, telefoanele sună non-stop, dar răspunsurile nu le prea avem concret. Să le spunem exact ceea ce se va întâmpla. A fost o perioadă foarte dificilă pentru domeniul nostru de business, cel de închiriere autorulote. Partea pozitivă a fost că 85% din oamenii care trebuiau să plece în aprilie și în mai au acceptat să-și o amâne, nu să o anuleze. Prețurile pentru închirierea autorulotelor pornesc de la 40 de euro pe noapte și pot crește în funcție de dotări.